Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Dar cum ați ajuns acolo? Lia? M-a amenințat cu pistolul. A vrut să mă omoare. Și după m-a dus să-mi arate unde ați crescut, de unde a început marea voastră poveste de dragoste. Crezi că gata, o să... dragă. Iartă-mă, te rog, pentru tot. Am obosit. Te rog, iartă-mă, nu spune asta, îți promit că îi spun, gata. Nu vreau să mai vorbim. Te rog, Lia. Petru, am zis că nu vreau să mai vorbim. Vreau doar să ajung acasă. O să rămân aici în seara asta. Da, sigur. Și după? După o să pleci, nu? Și poate mai vii mâine, așa, pe seară, dar asta depinde tot de Alice. Mă, știu că ești supărată. Înțeleg, e... Măcar înțelegi. Nu știu ce să zic să-ți treacă. O să-mi treacă. Dar am nevoie de timp. Și am nevoie să mă gândesc și am nevoie să înțeleg și să-mi dau seama de ce mi se pare atât de imposibil să fim împreună. Nu, 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 te rog, nu, nu spune asta. Bine, te iubesc. Uită-te la mine. Îți jur că vom fi împreună. Îți jur că vom fi o familie. Asta i-a zis și ei. Ce? Asta i-ai spus și lui Alice când l-a născut pe Robbie. Poftim? Da, Petru, n-ai stat acolo lângă ea când l-a născut? N-ai ținut-o de mână? Nu i-ai spus că o să fiți cea mai fericită familie? Ba da. Când Alice a rămas însărcinată, ea nu a vrut să păstreze copilul. Ne tot certam, nu ne înțelegeam și... Și i-am promis că dacă păstrează sarcina, o să... fim o familie fericită. Atât? Atât. Doar atât. Nu i-am spus niciodată că o să o iubesc mereu sau că o să fiu cu ea mereu. I-am spus doar că vom fi o familie. Și asta poate însemna multe lucruri. Vezi că ea crede altceva. Nu știu ce și-aduce aminte, dar... Minte, 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 va. Ce? Își aduce aminte tot. Cum adică? Ne-a păcălit. Ne-a păcălit tot timpul ăsta, Lia. Da, da, Lia, știe tot. Doctorul mi-a spus clar. Mi-a spus că își aduce aminte până în punctul în care noi doi ne-am căsătorit. Și că se agață de iubirea asta, dar e evident că știe tot. Știe și tot. Și face asta ca să... Că ne ține departe unul de altul. Și că să mă apropii de ea. Și acum își dă seama că nu se mai poate preface și vrea să scape de mine. Da, nu o să se întâmple asta. Îi spun acum. Hai. Ești sigur? Da, sunt sigur. Hai, Lia. Eu? Cum? Tu, da, vreau să fii de față atunci când îi spun tot. Vreau să știi exact că tu ești soția mea. Hai. După tot ce s-a întâmplat, chiar vreau să vă cum îi pică fata. Unde ai fost, Alice? Mi-am făcut griji pentru tine. Să nu-i fi făcut ceva Liei. Lia. Ieși. Pleacă. Nu mai suport, deci nu mai suport să aud Lia. Nu mai suport toată lumea să vorbească despre Lia. Nu mai pot, nu mai pot. Tu nu înțelegi că dacă îi faci ceva, ajungi la închisoare? Tu nu înțelegi că nu îmi pasă? Dar mie îmi pasă! Da? De asta te-ai dus și ai spus că cineva vrea să-i facă rău? De asta m-ai trădat? Credeam că ești de partea mea. Dar sunt de partea ta, Alice. Sunt de partea ta. Și tot ce fac e pentru că... te iubesc. Așa?
Da, așa, pentru că te iubești și nu vreau să mai faci vreo prostie. Dar tu n-ai ochi decât pentru Petru. Dar poate că într-o zi, când el nu va mai fi lângă tine... Nu se întâmple asta, înțelegi? Ascultă-mă bine. Niciodată. Ba da, ăsta e adevărul. Nu, nu. El nu va mai fi lângă tine. Nu, și poate nu, că atunci o să mă vezi și pe mine. Poate că într-o zi o să-ți dai seama că în tot timpul ăsta eu te-am iubit. Și te-am iubit așa cum ești tu. Eu n-am nevoie de iubirea ta. Poate că asta e singura iubire pe care o mai meriți. Ba nu. Ba nu, poate că Petru nu mai simte pentru mine ce a simțit la început. Dar o să vezi că eu o să-l fac pe Petru să se îndrăgostească de mine din nou. Nu se poate, Alice, nu se poate. Nu te-am iubit niciodată. Ce cauți cu asta în casa mea? E casa mea, în primul rând. Iar Lia are tot dreptul să fie aici. Amantele nu au drepturi. Tot timpul ăsta, Alice, ai crezut că eu sunt cealaltă femeie. Dar adevărul nu e deloc ăsta. Care adevăr? Zi care adevăr! Zi Alice, care... Alice, noi doi nu mai suntem de mult soț și soție.